1972, la o plenară a SC-ului, Ceaușescu vine și spune, noi facem metro. Dar îl facem singuri, fără ruși, dar fără nimeni. A vrut probabil să demonstreze papamondului că economia României să construiască singură un metro. Am fost 5 feroviari selectați de conducerea ministerului, care au primit misiunea să pună bazele organizării unei întreprinderi de exploatare a metroului. Acum, în școală n-am învățat despre metrou, am călătorit cu niște metrouri în Europa ocazional, dar nu ca specialist în dedesubturi și în subtilitățile unei astfel de activități. Și am început să ne specializăm. Un director general, unul tehnic, unul economic, un coleg pentru instalații și eu pentru trenuri. Și am luat-o de la Harkov, Moscova, Kiev, Budapesta până la Barcelona să vedem ce-i metrou. Am stabilit niște contacte și am început să recrutăm personal. Noi ne-am născut la 1 august și pe 17 august, în tunelul care era construit între Piața Izvor și Piața Unirii, s-a coborât cu o macara prototipul trenului. Atunci l-am văzut și noi prima dată. Era o copie așa puțin după o primă generație a vagonului de metrou din Viena. Și în condițiile în care importurile au fost interzise, s-au construit cu ce s-a găsit în țară. Și eu obișnuiesc să spun că s-au construit pe aici, pe acolo, cu nechezol. Nechezolul este un fel de surogat de cafea. Și am luat decizia să-i dăm drumul sâmbătă 17 noiembrie. Pe un proces verbal, în care am stabilit condițiile, coborând viteza de la 80 la 65, că nu o să fie un capăt de țară, și îi dăm drumul experimental cu public. Așa s-a decis. Tovarășul a așteptat o lună să vadă dacă se întâmplă ceva și pe 19 decembrie am făcut inaugurarea oficială cu taiere de panglică a unui metrou care funcționa de o lună și 3 zile. Așa au fost începuturile. Am avut probleme cu inundații până 87, când se lucra la pasaj. Și acum să vedem Piața Unirii, dâra pe pereți, la 2 metri jumătate de la șină în sus, nivelul apei. Povestiți-mi cum a fost atunci, când a fost inundată. Deci, seara a fost într-o sâmbătă, la ora 21, ploaie torențială, gaigările, astea, canalele din Piața Unirii erau fântâni arteziene, capacitatea conductelor de evacuare a apelor era insuficientă și au răbufnit în piață. Au umplut piața de apă și a pătruns în metrou prin acest orificiu dat în caseta noastră. Ce să vă spun, a fost groaznic. Asta ploaia, am început să scoatem apa cu pompele care le aveam oricum pentru apa de infiltrație. Luni a venit tovarășul Ceaușescu și însoțit de un coman, chema cred un secretar al CC-ului. Și bineînțeles că a dat piept cu mine. Cred că eram director tehnic la vremea respectivă și eu eram acolo în șantier, așa ca să zic așa, și m-a întrebat când îi dați drumul. Păi sperăm, asta a fost luni dimineață, sperăm ca miercuri seara să putem face primele probe și joi dimineața să-l deschidem. Și coman îi spune, tovarășu, haide să mergem, că noi încurcăm aici. Dânsii știu ce au de făcut. Și a plecat repede, am scăpat. Ne-am văzut de treabă, s-a lucrat intens. Am avut mare noroc că instalațiile de siguranță a circulației, chiar deci dulapuri de relee și echipamente pentru comanda semnalelor, așa, chiar dacă au luat apă, după ce au fost uscate, au funcționat. Așa de bune erau. Da, deci practic această ploaie torențială a oprit doar pentru câteva zile metrou și cred că a fost și primul incident. Da, major, da, 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 da. Și primul și ultimul de genul ăsta, așa au fost minore, dar cum vă spuneam, din cauza trenurilor, nu. Și uite, au trecut 40 de ani. Și metroul în drumul Taberei de ce nu a fost construit? Lumea spune și nu știu din surse demne de încredere sau
pe jumătate, deci chiar de la proiectanți, că Ceaușescu n-ar fi vrut că acest cartier nu-i ctitoria lui și el a vrut numai în cartierele în care s-au construit pe vremea lui. Și toți cetățenii sunt ai țării, ai capitalei. Deci tu ești numai pentru unii și pentru alții, nu? Probabil că dacă lucrurile acestea sunt adevărate, cred că așa a gândit la acea vreme. Mă gândesc că era drumul taberei în cartier construit de pe vremea lui Dej, da. Și a preferat cartierul militar, în care la acea perioadă nu era atât de populat. Da, așa este, da. Dar l-a preferat. Vedeți ce înseamnă? Dej l-a crescut. Și Piața Romană cum a fost construită? Stația Piața Romană. Of, e o rușine națională această stație. Înainte de a se lansa lucrările, se obișnuia ca proiectantul să prezinte proiectul la săliță, într-o cameră a CC-ului, unde venea tovarășul, tovarășa și câțiva membri ai guvernului, și să prezenta proiectul. Tovarășa ar fi întrebat, dar ce obiective industriale este la Romană? La care general Constantinescu îi răspunde, tovarășa academician, nu știu dacă era academician atunci, sau sfârșit, se adresează politicos, și spune, nu sunt obiective industriale, dar este aseu, de exemplu. A, studenții au făcut burtă să meargă pe jos. Să trăiți, am înțeles, ordin cu plăcere. Ceaușescu n-a intervenit și tovarășii au hotărât fără. Și când a venit decizia să se construiască stația, a apărut problemă. Câte orificii să se spargă în peretele murat de un metru și ceva beton armat. Indicația de la tovarășul președinte a fost să se dea o singură spargere, un singur orificiu. Îi spuneam lui Ion Dincă, Teleagă, asta cum mi se spune, Ion Teleagă, tovarășul prin vice, dar noi avem 6 vagoane, fiecare vagon are 4 uși și n-avem intercomunicație ca să-i aducem pe toți călătorii care vor să coboare la Romană în vagonul care nimerește în dreptul orificiului. Lasă, tovarășul, ne înțelegem noi. Nu trebuie să știe tovarășul Ceaușescu, facem noi mai multe orificii. Și s-au făcut până la urmă 2, iar peroanele sunt în afara pereților mânați, da? Este un peron acolo mic, care te trebuie strecori ca să... A, deci din cauza asta Piața Romană e un pic mai strâmtă? Păi strâmtă, peroanele propriu-zise sunt în afara pereților mânați. Deci pereții mânați trebuiau să fie dincolo de peroanele late de 3-4 metri. Chiar dacă metrou a fost construit după propriile caprice ale lui Ceaușescu, metrou reprezintă una dintre cele mai rapide și eficiente mijloace de transport într-un București din ce în ce mai aglomerat. Da, eu regret că viteza de construcție este mult diminuată față de ce a fost înainte. De ce credeți că se construiește mai greu acum? S-au schimbat condițiile. Atunci, vă spuneam, exact, era o întreprindere care proiecta, executa, coordona execuția. Acum, se fac proiecte, studii de fezabilitate, după aia se fac proiecte, după aia se licitează, după aia apar contestațiile. Și tot așa o lălăim, de, n-am reușit în 30 de ani decât să finalizăm ce era început, cu excepția celor 2 stații de la Bazilescu la Străulești și drumul taberei. 6 km cu 9 stații, să fac 10 ani în curând. Câte mistere ascunde metroul bucureștean? Să vă mai spun un mister care iar nu știe lumea. Inițial, magistrala 1, asta de la Republica Eroilor, Crângaș, Gara de Nord, trebuia să se termine la gară. Și să înceapă o altă magistrală de la gară spre Basarab, să o ia pe Titulescu, să iasă în Piața Victoriei și să se ducă spre Pantelimon. Și tovarășul zice, cum alea la gara de nord 2 stații suprapuse, una peste alta? Și erau construite și construcția tunelului spre Basarab, o porțiune era făcută. El când a aflat de treaba asta, nu tovarăș. Să treacă trenurile. Deci să meargă în continuare. O singură stație, să nu se oprească la gară. Că eu am fost și cu mașina și pe jos și se poate. Și de aceea, în gara de nord, noi avem dedesubt o gară umplută cu pământ
și mai este atât deasupra, chinuită, unde scârție vagoanele, pentru că neputând să construim sub clădiri, datorită terenului așa, mai complicat la noi, nisipos, așa, a trebuit să mergem pe sub strada Polizu, da? Și să ia curbă foarte aspră, cu 90 de metri rază, cu 30 la oră și scârție. Am înțeles, deci din această cauză scârție metroul la Gara de Nord. Da, pentru că s-a schimbat soluția. Argumentul a fost, am fost și cu mașina și pe jos și se poate. La care iar s-a bătut din călcâie să trăiți, am înțeles. Așa era disciplina atunci. N-avea multă lume curajul să îi spună ce avea de spus.